În această carte noi privim jumătatea plină a paharului. De câte ori nu v-ați zis fiecare dintre dumneavoastră, noi nu ne mai facem bine. Eu unul am văzut de multe ori situații, am fost în împrejurări în care am spus, ok, bine nu ne mai facem. Noi însă privim jumătatea plină a paharului, ne raportăm de multe ori la oamenii pe care i-am pus în această carte și ne încălcăm de energie de la ei. Și atunci când avem sentimentul că nu ne mai facem bine, ne gândim la acești oameni care fac un bine fără să ceară nimic în schimb și atunci și noi avem sentimentul că trebuie să mergem mai departe. Paula a cerut aplauze, o să cer și eu pentru familia Voiculescu, sunt aici, doamna și domnul Voiculescu, în casa lor și în curtea lor există tabăra medică, tabăra pentru copii cu probleme oncologice. Vă mulțumesc tare mult! O altă poveste pe care am pus-o în carte este despre Marian Ilie, un tânăr în scaun cu rotile care a atras pentru comunitatea din care face parte peste 55 de milioane de euro și a adus această comunitate, a adus-o în secolul 21, e un sat european comunal în Calița acum datorită acestor bani veniți din fonduri europene. Am vorbit despre așezământul de la Redeuți, acolo este o minune care se întâmplă și de la care trebuie cu toții să învățăm. Toate aceste povești pe care noi le-am pus sunt povești reale. În primul rând, trebuie să le aflăm, trebuie să le ajutăm să funcționeze și să existe mai departe și de ce nu, dacă putem, trebuie să urmăm exemplul pe care noi îl găsim în aceste povești. Vă mulțumesc!